Pentru ca noul an școlar să înceapă și să decurgă în liniște și siguranță, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița vor fi la datorie și vor acționa în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. Fiecare unitate de învățământ a fost inclusă în itinerariile de patrulare ale poliției, iar echipajele vor fi prezente în intervalele orare în care se efectuează intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor, fiindu-le supravegheate în permanență traseele de deplasare. În vederea reducerii riscului de implicare în accidente rutiere, polițiștii rutieri vor fi prezenți în apropierea școlilor, pe arterele de circulație intens tranzitate, pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier. De asemenea, polițiștii de la rutieră au derulat activități pentru instruirea sau reinstruirea conducătorilor autovehiculelor destinate transportului de elevi, cu privire la necesitatea adoptării unei conduite preventive în timpul deplasărilor pe drumul public. În atenția polițiștilor s-a aflat existența sau starea indicatoarelor de avertizare și informare, precum și starea marcajelor rutiere transversale destinate traversării pietonilor. Deficiențele constatate vor fi adresate administratorului drumului public, prin care se va solicita remedierea de îndată a acestora. Totodată, în perioada următoare, polițiștii vor efectua controle în trafic, care vor viza verificarea stării psihofizice a conducătorilor autovehiculului, inclusiv prin testarea alcoscop, utilizarea centurilor de siguranță și respectarea normelor rutiere și a legalității transporturilor. Precizăm că la nivelul județului Dâmbovița, în anul școlar 2021-2022, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat 5 proiecte pentru reducerea violenței psihologice în unitățile de învățământ și au derulat 462 de activități informativ-preventive în cadrul orelor de curs cu elevii, fiind identificați 129 de elevi în situații de risc. Elevii au fost consiliați în scopul reglării comportamentelor nepotrivite. Totodată au fost desfășurate 110 ședințe de instruire cu cadrele didactice, care îndeplinesc atribuțiile de profesor diriginte, și 64 de instruire ale membrilor comisiilor pentru acțiune anti-bullying. Polițiștii vor continua activitățile pentru reducerea violenței fizice și psihologice, cu implicarea celorlalte instituții ale statului cu competențe în domeniu, una dintre prioritățile noastre fiind de a preveni infracțiunile contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special a minorilor. Începerea noului an școlar este un moment important și pentru pompieri, care ne dorim ca elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de învățământ să fie în siguranță. În acest an, personal de specialitate din cadrul Inspecției de Prevenire a desfășurat verificări și controle care vor continua și în perioada următoare, atât pentru asigurarea începerii anului școlar în siguranță, cât și pentru asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Principalele aspecte urmărite pe timpul controlelor au vizat asigurarea permanentă a condițiilor de evacuare a persoanelor, dotarea cu stingătoare de incendiu și verificarea periodică a acestora, funcționarea la parametrii proiectați a rețelelor de hidranți, precum și a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor, funcționarea iluminatului de securitate pentru evacuare. De asemenea, pe timpul activităților desfășurate, au fost executate și peste 100 de activități de informare preventivă, instruiri și lecții deschise pentru cunoașterea pericolelor și a regulilor de comportare în unitățile de învățământ, la care au participat peste 2100 de persoane. Echipajele de pompieri militari din cadrul subunităților aflate în teritoriu a efectuat misiuni de recunoaștere în teren la instituții de învățământ, verificând căile de acces către aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, rețelele de hidranți, mijloacele de primă intervenție, precum și alte aspecte de interes operativ. În acest moment, în evidențele noastre, sunt 571 de clădiri de învățământ, dintre care 123 dețin autorizație de securitate la incendiu, cu 21 mai mult față de anul precedent. Dintre construcțiile de învățământ, 80 nu dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 388 nu necesită obținerea acestui act administrativ. În ceea ce privește procesul de autorizare din punctul de vedere al securității la incendiu, personal de specialitate din cadrul Inspecției de Prevenire a venit în întâmpinarea beneficiarilor pentru soluționarea situațiilor existente și acordarea asistenței tehnice de specialitate necesare. Categoria de construcții cu destinația de învățământ cunoaște o dinamică continuă care depinde substanțial de lucrările de modificare care se execută. Important este ca aceste modificări constructive să fie finalizate și să se întreprindă demersurile necesare pentru a obține autorizația de securitate la incendiu.
Pompierii vor fi prezenți ori de câte ori va fi necesar la activitățile informative educative dedicate elevilor, profesorilor și factorilor responsabili, cu privire la cele mai bune măsuri care pot fi luate pentru asigurarea unui grad de siguranță ridicat în interiorul unităților de învățământ. Le dorim tuturor preșcolarilor, școlarilor, cadrelor didactice și părinților un an școlar plin de performanțe.